Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În timpul acela, venind în părțile Cezarei lui Filip, Iisus i-a întrebat pe ucenicii săi: cine spun oamenii că este Fiul omului? Ei au răspuns: unii spun că este Ioan Botezătorul, alții că este Ilie, alții că este Eremia sau unul din profeți. Iisus i-a întrebat: dar voi, cine spuneți că sunt eu? Luând cuvântul, Simon Petru a zis: tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. La rândul său, Iisus, luând cuvântul, i-a zis: fericit ești tu, Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea și sângele ți-au descoperit acestea, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și puterea celui rău nu o va birui. Ție îți voi da cheile împărăției cerurilor. Orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri, și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Atunci le-a poruncit ucenicilor să nu spună nimănui că El este Hristos. Din acel moment, Iisus a început să le spună deschis ucenicilor săi că trebuie să meargă la Ierusalim, să sufere multe din partea bătrânilor, arhiereilor și cărturarilor, să fie ucis, iar a treia zi să învie din morți. Petru, luându-l deoparte, a început să protesteze zicând: Dumnezeu să te ferească, Doamne, asta nu ți se va întâmpla niciodată. Dar Iisus, întorcându-se, i-a spus lui Petru: pleacă de la mine, Satano, tu ești o piedică în calea mea, tu nu te gândești la ceea ce vrea Dumnezeu, ci la ceea ce vor oamenii. Cuvântul Domnului. Iubiți frați și surori, am asistat astăzi la un eveniment unic în viața Sfântului Apostol Petru și a celorlalți ucenici, și anume la mărturisirea mesianității lui Iisus. Iisus este proclamat de Petru ca Mesia, în greacă Hristos, adică cel uns, trimis de Dumnezeu ca să instaureze împărăția sa. Mărturia lui Petru, în schimb, pe cât de frumoasă, de exaltantă, de sublimă, pare la sfârșitul Evangheliei de astăzi că este atenuată sau este diminuată, șifonată, dacă vreți, de ceea ce îi spune Iisus, și anume: pleacă de la mine, Satano, pentru că tu nu ai gândurile lui Dumnezeu. Adică, pe de o parte, Petru îl proclamă pe Iisus drept Mesia, Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel Viu, și pe de altă parte, Petru se comportă ca și cum ar fi anticristul sau dușmanul lui Hristos sau Satana sau diavolul, cel care se opune instaurării împărăției lui Dumnezeu. De fapt, înainte de acest eveniment, Petru era considerat și, bineînțeles, toți ceilalți ucenici îl vedeau și îi se adresau cu numele de Simon, fiul lui Ioan. Ei, de data asta Iisus îi dă un prenume, Petru, adică înseamnă piatră, și spune: pe această piatră voi zidi biserica mea. Prenumele, așadar, se deosebește de numele lui, apostolului Simon. Deci, pe de o parte este Simon, pe de altă parte este Petru. Și e un, să zic așa, un om oarecare, acest Simon, este un individ, este o persoană din poporul lui Israel, din vremea lui Iisus, cu gândurile lui, cu visele lui, cu ambițiile lui. Și pe de altă parte este Petru, cel care primește numele de la Iisus, și numele înseamnă și funcție, sau dacă vreți, misiune, aceea de a participa alături de Hristos
la instaurarea împărăției lui Dumnezeu. Vedeți, și papii în zilele noastre nu mai au numele de familie adăugat numelui lor, prenumelui lor ca episcop al Romei. Este Francisc și atât. Ioan Paul al II-lea și atât. Chiar dacă Francisc are o familie din care provine, se numește Bergoglio, sau Ioan Paul al II-lea avea o familie care se numea Wojtyla, sau Papa Benedict al XVI-lea, la fel era Ratzinger, dar nu se mai folosește, pentru că la ei, în cazul lor, al episcopilor, ar trebui în cazul tuturor și a celor botezați, prenumele acesta să ilustreze o misiune, o funcție, un rol, o lucrare alături de Iisus Hristos, care înseamnă participare la edificarea împărăției lui Dumnezeu. Lucrul se manifestă într-o manieră mai radicală atunci când e vorba de călugări și călugărițe, cel puțin în tradiția catolică. Atunci când intră în mănăstire, după ce își termină noviciatul, un candidat la viața consacrată își ia un nume. Într-un fel se identifică, mai degrabă un prenume, se identifică cu acel prenume și devine un fel de funcție, de rol, de misiune, de lucrare, de îndeplinit în cadrul bisericii. Ei bine, noi oscilăm mereu și noi am primit un prenume la botez. Avem numele de familie și apoi prenumele de la botez, care ar trebui să devină un fel de funcție religioasă, spirituală, un fel de misiune. Și să ne mutăm cumva cu gândurile, cu ambițiile, cu visele noastre, cu dorințele noastre, de la nume la prenume. Și să înțelegem că prenumele nostru înseamnă o participare la lucrarea lui Dumnezeu în lume. Adică să ne cumva lăsăm îmbibați de gândurile lui Dumnezeu, de dorințele lui Dumnezeu și prin prenumele pe care l-am primit la botez să devenim și noi, dacă nu pietre, măcar niște pietricele. Petru a fost numit piatră, adică ceva solid, o stâncă pe care se poți construi ceva. Poate noi nu avem, eu știu, șansa să stăm atât de aproape de Hristos, să-L cunoaștem atât de bine, să intrăm în adâncimea ființei Lui, persoanei Lui, să înțelegem, dar măcar să aspirăm spre așa ceva, și anume prin prenumele nostru să fim un fel de pietricele, dar vii, care să participe, să constituie cumva zidul care susține lucrarea Lui Dumnezeu în lume. Cu alte cuvinte, trebuie să ne mutăm din când în când cu reflexia, cu meditația noastră, cu puterea noastră de înțelegere de la numele pe care l-am moștenit prin naștere, adică ne-am născut într-o familie, la prenumele pe care l-am primit la botez, sau în cazul preoților sau persoanelor consacrate atunci când fac votul, promisiuni solemne, spre acel prenume care ilustrează, cum am zis, misiunea noastră în biserică și în lume. În felul acesta vom face să strălucească pe chipul bisericii lumina lui Hristos, Hristos însuși. Pentru că acolo se vede, de fapt, lucrarea lui Iisus. Și lumea este chemată, într-un fel, prin noi, să mărturisească din nou această credință în Iisus, Fiul omului, care este Hristos, adică Fiul lui Dumnezeu cel viu, tocmai pentru mărturia pe care o dăm noi, acele pietricele ce constituie construcția vie a Bisericii a Împărăției lui Dumnezeu. Din fericire, observăm că există în continuare mulți oameni care își dăruiesc viața bisericii și mulți creștini și laici, la fel, și înțeleg lucrul acesta. Și merg pe acest drum, uneori cu riscuri mari, de a-și pierde și, nu știu, locul de muncă, de a-și pierde prietenii, de a pierde chiar relația cu familia, pentru că ați asuma această misiuni, adică să-ți asumi prenumele ca funcție, ca rol în biserică, e riscant. Nu e la îndemâna oricui. Sigur, sunt și situațiile acelea când devenim acomodanți, adică începem să negociem, hai, mai lăsăm de la noi, mai lăsăm de la celălalt, și în cele din urmă, sigur, această împărăție a lui Dumnezeu sau chipul lui Hristos de pe fața bisericii sau lumina lui Hristos de pe fața bisericii nu mai strălucește atât de tare, tocmai pentru că noi am devenit un fel de oameni dispuși la negocieri, dispuși la tot felul de dialoguri care în cele din urmă diminuează
eficacitatea misiunii noastre în lume. Sigur, aici sunt foarte multe lucruri de spus, dar invitația pe care vă adresez dumneavoastră și gândul pe care eu îl meditez acum împreună cu dumneavoastră este acesta. Cum am putea noi, așadar, să dăm mărturie despre Hristos, despre Fiul omului, Iisus, că este Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, în lumea de astăzi, asumându-ne prenumele ca funcție, ca rol. Adică înseamnă să se estompeze, să se întunece, să se diminueze cumva importanța numelui de familie și să crească în importanță prenumele pe care l-am primit la botez sau la mir sau, știu, la preoție sau așa mai departe, la viața consacrată. Asta înseamnă că trebuie să faci o renunțare. Adică trebuie să faci un sacrificiu. Trebuie să te sărăcești pe tine, de tine, de ce ai tu, de numele tău, de familie. Adică să renunți la asta, într-un fel. Adică să nu-ți pese atât de mult. Pentru că acolo sunt alte construcții. Sunt alte gânduri, alte planuri, alte vise, alte așteptări. Și de obicei sunt toate cu un caracter profund pământesc. Ei, în lumina mărturiei lui Petru de astăzi, ar trebui să lăsăm puțin deoparte această, eu știu, importanță a pământului și a lucrurilor pământești și să ridicăm sus de tot și să privim spre cele cerești, spre cele spirituale, în virtutea numelui, prenumelui pe care noi l-am primit la botez. Din păcate, biserica în ansamblul ei nu a reușit de-a lungul timpului să ilustreze tocmai această funcție sau acest rol al prenumelui primit la botez sau în cadrul unor misiuni. Au alunecat și păstori și credincioși spre ceea ce se numește liturgia politicului. Adică au venit politicienii prin biserici, le-au, cum să spun, deci le-au luat așa sub dominația lor și au transmis ideea că ei sunt cei care asigură fericirea oamenilor. Nu-i așa? Și dacă îți vom și vota, vom avea fericirea asigurată. Să vedeți acuși că urmează niște alegeri, ce devoțiuni vor avea politicienii prin biserici. Vor veni, se vor închina, vor face cruci, să-i vadă lumea. Dar asta, să știți că e o ispită și pentru noi, și anume de a considera că în politică este soluția tuturor problemelor noastre. Nu e așa. E o parte a vieții noastre. Deci este un aspect. Nu trebuie absolutizat. Trebuie ținut acolo unde trebuie să fie el. Vă dau un exemplu. Cât am stat în Italia, celebram miercurea dimineața la ora 8 în biserica Brigitinilor, a călugăriților Brigitine din piața Farnese, în apropiere de San Pietro acolo. Și la ora 8 dimineața, în fiecare miercuri, venea primul ministru al Italiei la liturghie. Se numea Giulio Andreotti. Prima dată am avut impresia că am eu, așa, nu știu, nu sunt trezit și am o viziune. Dar uitându-mă mai bine, chiar el era. Și participa ca orice alt om. Deci la liturghie se împărtășea, pleca după asta unde avea el treabă, fără așa. O singură dată s-a oprit după liturghie să mă întrebe de unde sunt. Mai făceam din când în când câte o considerație, nu știu ce așa, și lui îi plăcea că, într-un fel, transmiteam un gând cu care el pleca apoi la muncă în ziua respectivă. Sunt exemple și la noi, dar foarte puține. În general, politicul, deci, caută să acapareze totul și pătrunde și în biserică, pătrunde și printre credincioși și există riscul, deci, ca noi să pierdem rolul nostru, deci, ala spiritual, de mărturia lui Hristos în lumea de astăzi, supunându-ne dorințelor și așteptărilor și, eu știu, viselor, planurilor politice. Din acest punct de vedere, biserica noastră are un principiu care se intitulează Biserică liberă într-un stat liber, a fost asumat în modernitate și noi ne revendicăm această libertate, să fim recunoscuți ca atare și să nu ne impună politicul ce trebuie să facem. Acum ne spune în educație, cu politica de gen, cu educația sexuală, vedeți, se bagă peste tot. Adică, practic, se substituie bisericii. De aceea, într-un interviu din 1969, Papa Benedict, pe atunci era episcop, spunea că biserica în viitor va fi minoritară.
Vor fi puțini cei care vor crede cu adevărat în Hristos. Vor fi puțini. Și aceștia își vor avea viața întemeiată doar pe Hristos, nu pe altceva. Ei, avem noi forța să rezistăm la presiunile politicului care ne spune câți copii să avem, cum să-i educăm sexual, când să-i trimitem la școală, să-i lăsăm să fie bărbat, femeie, ce vor ei, deci să transforme în orice. Vedeți? E o imixtiune a politicului. Noi suntem aici în România mici copii față de ce se întâmplă dincolo, unde bisericile s-au golit, deci nu mai merge lumea la biserică, tocmai pentru că politicul a invadat spațiul și acesta intim spiritual al oamenilor și s-a substituit lui Hristos. Adică spun ei ce trebuie făcut. Iată, biserica trebuie să renunțe la această liturgie de preamărire a politicului și să-l dea deoparte, pur și simplu, și să-și întemeieze existența pe Hristos. În interviul la care a făcut referință, Papa Benedict al XVI-lea spunea că în viitor biserica noastră va fi minoritară, deci nu va mai fi așa majoritară cum o vedem, cum am văzut-o, cel puțin în anii din urmă, va fi minoritară și va avea următoarele trăsături. Nu se va închina politicii. Asta spune, prima dată. Deci va renunța la asta. Adică va trebui o demarcare, o separare de această imixtiune a politicului. Apoi, creștinii aceia puțin minoritari care vor exista, se vor întruni în comunitățile mici, aceia vor avea viața înrădăcinată în Hristos. Hristos devine centrul vieții lor, lumina vieții lor, inspiră alegerile, planurile lor de viață, tot ceea ce se întâmplă în viața lor. Hristos este așadar lumina neamurilor, cum se spune în Constituția Dogmatică Lumen Gentium de la Vatican II, este lumina care strălucește pe chipul bisericii și pe chipul fiecărui creștin. Ar trebui, deci, acel care își asumă prenumele ca funcție, ca rol, ca misiune creștină. Deci va străluci chipul lui Hristos. Pentru că în toate alegerile lui, Hristos e cel care contează și se află în centru. Mai spune Papa Benedict acolo că mai au încă ceva, o caracteristică acești creștini minoritari din viitor. Adică, practic, din zilele noastre se cam vede acum că suntem minoritari. Vor avea o devoțiune sacramentală. Adică, față de sacramente, noi avem așa o libertate, iarăși, negociată, să zicem cumva, o relaxare sau, știu, o relație negociată. Mai mergem câteodată pe la biserică, câteodată nu mai mergem, vedem, dacă mai vin niște musafiri, eu știu, mergem duminica viitoare, că doar nu se dărâmă biserica, e tot acolo, zicem, nu? Tot așa. Ei, avea devoțiune sacramentală înseamnă să nu lipsești de la liturghie în fiecare duminică și sărbătoare. Să ai o devoțiune față de Sfânta Liturghie. Și să spui cumva în planul tău de existență liturghia pe primul loc. Întâi liturghia și apoi celălalt. Să cauți în așa fel să-ți construiești viața, deci pe liturghie, pe jertfa eucaristică. Asta înseamnă devoțiune sacramentală. La fel, spovadă cât mai deasă, regulamentară, măcar o dată pe lună, așa, participarea la Eucaristie, un alt sacrament, la fel, iarăși. Deci asta înseamnă devoțiune sacramentală. Ei, creștinii minoritari din viitorul întrevăzut de Papa Benedict au această devoțiune sacramentală. Îi poți recunoaște. Ăia sunt câțiva, 5, 10, 20, e acel rest sfânt sau rămășița sfântă a lui Israel, al noului Israel, de fapt, care îl aleg pe Hristos drept Mesia, drept centrul de echilibru al vieții lor, cel care le luminează alegerile și gândurile și planurile. Și reușesc așadar să facă trecerea treptată de la Simon la Petru, fac acest discernământ sacramental în fiecare botezat, adică în fiecare participant, membru al bisericii, și spune, da, asta ține de ceea ce înseamnă creștin, asta ține de ceea ce înseamnă anticreștin. În noi se amestecă, deci cum am spus, planurile acestea. Trebuie să fim atenți și să avem exercițiul acestui discernământ și să vedem cât din noi este creștin, cât este anticreștin. Că sunt și alegeri care nu sunt creștine. Sau, știți, le putem trata și prin indiferență, prin omisiune. Nu ne educăm, nu ne formăm, le lăsăm așa. Dacă le scoatem noi în fața lui Dumnezeu cumva. Iată de ce mărturia lui Hristos înseamnă astăzi, așa rezumând, să ai viața înrădăcinată în mărturisirea
credinței tale în El, să ai o devoțiune sacramentală și pe cât posibil să nu crezi în fericirea promisă de politică. Deci pe cât posibil să nu crezi în asta. Mai ales atunci când politica vizează planurile de acestea, deci de diminuarea populației, de control asupra nașterilor, de control asupra educației, care cum am spus, o eroare a timpurilor postmoderne, o eroare în care a alunecat și biserica, din păcate, din când în când. De aceea, să fim critici, să încercăm să fim critici cu noi înșine, așa, și să vedem în același timp părțile bune atunci când ele se manifestă în cei din jurul nostru, alți creștini ca și noi. Și să admirăm părțile acestea frumoase de mărturisire a credinței într-o familie cu mai mulți copii, de exemplu, într-o fată care își sacrifică viața ca să aibă grijă de mama ei bolnavă, suferindă și așa mai departe, își sacrifică, eu știu, poate chiar și cariera. Am astfel de exemple la îndemână. Adică sunt și părți frumoase, edificatoare. Să fim, deci, pe de-o parte, admiratori ai binelui care strălucește acolo în oazele acelea mici, așa, de mărturie a lui Hristos, și pe de altă parte să fim critici față de această imixtiune a anticristului, a dușmanului împărăției lui Dumnezeu, a celor care sunt nu cu gândurile lui Dumnezeu pentru biserică sau pentru instaurarea împărăției lui. Adică, de fapt, sunt împotrivă. Ți-a auzit de un cântec, nu mi-aduc aminte exact cum sunt celelalte versuri, dar, mă rog, la un moment dat are și această frază, această propoziție, că spune, apa trece, pietrele rămân. E o cântare, am uitat, era în anii din urmă, mi-a plăcea foarte tare. Apa trece, pietrele rămân. Suntem noi oare pietre? Am spus, poate e prea mult asta pietre, negociez și eu ca și Abraham, așa, ca să avem o credință întemeiată, înrădăcinată în Hristos. Dar să încercăm să fim măcar pietricele. Și apele vor trece, apele modelor culturale, apele istoriei învolburate, apele, eu știu, ale politicii nefuncționale și așa mai departe, apele tuturor încercărilor de familie, de existență proprie și așa mai departe, bolilor, toate acestea vor trece, dar pietricelele rămân. Adică noi, prenumele nostru, asumat ca funcție și ca rol de mărturisire a lui Hristos în lumea de azi. Așa să fie. Lăudați să fie Iisus Hristos.